Salutare, sunt Daniel Vinca și vă spun bine ne vedem și firește Hristos a înviat. Au trecut cele 3 zile de Paști în care am sărbătorit în învierea Domnului. E cazul să revenim la muncă și dacă tot revenim la activitățile curente, haideți să vă povestesc o pildă despre diferența dintre vorbă și faptă. Se întâlnesc la fântână pe ulița satului 3 femei, 3 mame, fiecare aveau câte un puști cam de aceeași vârstă, să zicem de 10 ani. Prima dintre ele începe să-și laude odrasla spunând ce puternic, ce săritor este băiatul ei de 10 ani. A doua, la rândul ei, își laudă și ea puiul, odrasla, spunând că e la fel de harnic, de bun, de deștept, de săritor, de respectuos. A treia mamă nu a intrat în această discuție, le-a lăsat pe celelalte două să-și promoveze în limbajul de azi băieții. În fine, mergeau ele dinspre fântâna de la intersecția străzilor spre casele lor, mergeau în aceeași direcție cu gălețile în mână și pe acest drum, la fel, primele două mame își lăudau într-una puiilor, băieților. A treia tot nimic. La un moment dat se întâlnesc cu cei 3 copii și o mamă și-a băiatul și îl pupă, a doua la fel, al treilea băiat, fiul celei de-a treia mame, se duce pușcă la mama lui, o salută și ia găleata din mână și pornesc spre casă, moment în care cele două mame înțeleg că cea de-a treia nu-și lăuda copilul, nu că acesta n-ar fi meritat, ci pentru că sunt momente în care poate faptele vorbesc mai mult decât vorbele, sau invers. Cert este că astfel de exemple întâlnim mereu lângă noi, în care unii mai mult vorbesc sau despre activitatea unora mai mult se vorbește, în timp ce alții tac și fac. E acea diferență clasică între vorbe și fapte, sau se mai spune la țară, dându-se un alt exemplu, despre găina care cotcodăcește o zi întreagă când face un ou, ba uneori cu exces de zel cotcodăcește și înainte de a se duce în cuibar, în timp ce găina aia harnică și serioasă se duce, își face oul și pleacă mai departe fără a se bate cu cărămida în piept. Și acum vă spuneam și mai devreme, zi de zi vedem lângă noi astfel de exemple. Oameni care nu fac nimic sau fac foarte puțin, dar țipă într-una, se bat cu cărămida în piept și au impresia că tot universul e călare pe acel subiect, sau oameni care fac mult mai mult, real, bine, și vorbesc mai puțin lăsându-i pe alții să vorbească, ba mai mult lăsând faptele lor să vorbească. Morala acestui hap e simplă și o să dăm doar o tușă la final. Nu e bine nici să fiți extramodești și să nu vă prezentați ceea ce faceți, dar aveți grijă ca vorbele să nu fie mult mai mult decât faptele. Daniel Vinca și hapul zilei vă spun numai bine!